Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Președintele brazilian Jair Bolsonaro a fost internat la un spital din Brasilia în urma unei crize nesfârșite de sughiț, care dura deja de foarte mult timp. Cred că are foarte mulți fani, că știți cum se spune la sughiț. Da, te pomenește, da, te pomenește cineva. Da, dar nu de bine. Totuși nu înțeleg în cazul ăsta de ce n-a fost internat niciodată Ion Iliescu. Nu de bine? Nu de bine, dacă n-am te știut. Pomenește cineva, te înjură. Adică uneori zâmbeam așa în timp ce sughiți. Serios, te gândeai, ce drăguț. Nu, e invers. Eu așa știam. Bine că sughiți rar. Din moș trămoș. Eu aproape nicio... Băi, știi ce se întâmplă? Nu teroarea oricărui om care se află în fața unui microfon și trebuie să facă program live este să nu care cumva să-l apuce sughițul. Sau strănutul. Strănutul mai e ca e, mă, cum mai e? Că la strănut pui degetul sub nas și ai rezolvat problema. Da și nu. Dacă te ia o serie de aia de 15 strănuturi, ai terminat. O serie de 15 strănuturi. N-ai pățit niciodată? Să nu poți să te oprești din strănut. Nu, știi care e treaba? În studiouri de obicei este aer condiționat și ăsta filtrează. Eu sunt alergic la polen. Da, dacă stau în studio, măcar e filtrat aerul și nu strănut. Asta cu sughițul, da, n-am... Am avut un coleg la Iași pe care l-a apucat sughițul. Nu era cu un coleg din emisie, era asta e doar așa, pe lângă. Eram la o petrecere și s-a apucat de sughițat. Și toată lumea a râs de el. Că s-a apucat de sughițat, adică aia. S-a apucat de mâncat, s-a apucat de băut și s-a apucat și de sughițat. Da, că tot eram la nuntă. Mai puțin cu mâncarea, dar l-a luat sughițul. Da. Și a sughițat toată noaptea. Și am râs de el. Zic, ia uite, bă, ce a pățit ăsta, știi? Și a doua zi a sughițat toată ziua. Da, și a doua zi noapte la fel. Pe jos de râs. Și după două zile era, deci era nu zici că era bad, deci nu putea să se țină pe picioare de obosit ce era și sughița într-una sughiță. Sau la spital. Oare de ce săracul de el este? Îți dai seama, este foarte nasol. Dar de ce ne face ăsta? Nu e niciunul dintre noi, este doar o înregistrare. Dar de ce râdem când auzim pe cineva sughițând? Că hai o sunetul. Săracul de el. Dar ce-a pățit? Stai că pe mine acum m-a lăsat așa. Colegul ce-a făcut la spital? La zi și i-au făcut ceva. Nu mai știu, sunt mulți ani de atunci. Nu mai știu exact ce au făcut. I-au făcut ceva, i-au dat ceva și l-au oprit. I-au tăiat jumate de stomac și un picior și atunci... Ia. Asta e. Da. Păi și cum scăpăm de sughiți? Vi s-a întâmplat? Adică toate poveștile alea, câte sperite, nu știu ce... Nu m-aș fi așteptat la tine să spui așa ceva. Da, le dădeam copiilor când sughițeau lămâie. Vieții copii, de ce nu le dai Sărace. Zahăr? Zahăr tos. O linguriță de zahăr tos și să... Avea doar lămâie tos. Topească în gură. Și ce pățești? Păi destre ce sughițul, tu le dai lămâie, dă-le ceva dulce. Mă așteptam de la tine să le dai dulce, nu acru. Dar n-are... Nu. Ba, nu, cu lămâie trece. Ia sughiță să-ți dau eu zahăr să vezi că trece. Adevărat? Da. N-am încercat. Sau deci de lămâie, le-am dat lămâie să lumea. Când erau mai mici și sughițau mai des. Și nu mai sughiță. Le-am dat și mari, dar sughiță mai nu-i mai păcălește. Acum nu mai sughiță de frică. Da. Mamă, dacă sughițăm de asta lămâie, hai să plecăm de aici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.